Culorile reprezintă o limbă universală. Sub acest leitmotiv a avut loc aseară vernisajul unei expoziții ce poartă semnătura Lidiei Doandeș. Evenimentul a avut loc la Palatul Culturii Teodor Costescu, unde au fost prezentate publicului peste 60 de lucrări pline de viață și culoare. Lucrările semnate de Lidia Doandeș și expuse la Palatul Culturii Teodor Costescu din Drobeta, Turnul Severin, au fost realizate în timpul pandemiei, după cum susține artista. Pe pânze sunt în jur de 70 de lucrări, pe vase de lut, pictura pe vase de lut, cam 20 și pe piatră, la fel, cam 20 și ceva. Ne amintim un pic de perioada de pandemie. Nu e bine să intrăm în subiect, dar toate aceste lucrări sunt făcute numai în acea perioadă. Este o bucurie ca din nou sala Gheorghe Anghel să fie deschisă iubitorilor de artă și este o expoziție chiar plină de culoare. Eu aș vrea să spun că este chiar o expoziție estivală care se potrivește perfect cu vacanța. Deci vă așteptăm să vizitați expoziția începând de mâine de la ora 9. Cei prezenți au rămas impresionați de lucrările realizate pe pânză, dar și de ulcioarele de lut pictate într-un mod inedit. Ți-au plăcut lucrările pe care le-ai văzut aici la teatru? Da, sunt foarte frumoase, pline de culoare. Îmi plac foarte mult tablourile cu flori. Îmi plac, e prima dată când am înțeles că doamna a mai avut expoziții, dar îmi plac, sunt foarte multe care îmi plac. O caracteristică foarte importantă a picturii doamnei Lidia Doandeș este sinceritatea. Însă pictează foarte sincer. Lucrările cuprinse în expoziție intitulată Culorile, limba universală pot fi admirate la sala Gheorghe Anghel a Palatului Culturii pe tot parcursul lunii iulie.